O navă comercială a fost scufundată de tiruri de rachete rusești în Marea Neagră, iar alte două vase sunt avariate. Autoritățile competente au anunțat faptul că echipajele navelor sunt în siguranță. O navă comercială sub pavilion panamez a fost scufundată de tiruri de rachete ruse în Marea Neagră, iar alte două vase sunt avariate, a anunțat șeful autorității maritime din Panama. Știm că trei embarcațiuni au fost victime ale atacurilor cu rachete ruse. Una dintre aceste nave s-a scufundat, iar celelalte două plutesc, dar au suferit pagube materiale, a declarat șeful autorității maritime din Panama în fața presei. Forțele navale ruse interzic unui număr de 200 până la 300 de nave comerciale ale diferitelor țări să iasă din Marea Neagră, a denunțat șeful autorității maritime. 10 nave sub pavilion panamez, transportând în special cereale, sunt blocate în Marea Neagră. Echipajele sunt formate din aproximativ 150 de membri. Panama susține că are cele mai multe nave înregistrate sub pavilionul său, aproximativ 8.000, reprezentând 17% din flota mondială a marinei comerciale. Pe 25 februarie, după un prim atac contra unui vas sub pavilion panamez, autoritățile din țara central-americană au cerut evitarea navigării în apele ucrainene și ruse din Marea Neagră și Marea Azov.